Perchezițiile i-au vizat în primul rând pe liderii grupării. Anchetatorii au căutat în scrisuri și documente care să dovedească activitatea infracțională. Inițial, femeile erau racolate din România și trimise în Italia și în Belgia, unde membrii rețelei le ademeneau cu viața de lux. Când ajungeau în Franța, indivizii le convingeau să se prostitueze. Anchetatorii susțin că membrii rețelei, ai cărei lideri sunt doi frați din municipiul Drobeta, Turnu Severin, au racolat în ultimii 3 ani zeci sau chiar sute de femei din România pe care le-au dus în Franța și le-au obligat să se prostitueze. În urma acestor activități, membrii grupării au obținut sume importante de bani. El văzut la aceea pe fiul meu și pe ăsta, dar pentru ce nu știu de ce și cum. Că eu am muncit o viață întreagă aici. Contrabandă cu... Păi nu știu, domnule, nu știu. Ce să mai vă spun? Ia uite-te, dumneata, cum e ușa mea aici. Liderii grupării sunt cunoscuți la petrecerile cu Interlop din Drobeta, Turnu Severin, ca împătimiți jucători de barbut. Și m-am început, am florat în biserică. Pe lângă cei doi tineri, la audiere au fost duse alte 9 persoane și au fost confiscate 3 autoturisme de lux. Procurorul urmează să decidă cine va primi ordonanță de reținere. Pentru destructurarea rețelei, percheziții simultane s-au desfășurat și în Franța, la Bordeaux, acolo unde erau plasate femeile.